Salutări, sunt Claudiu. Cred că mulți dintre voi ați urmărit al treilea videoclip din, a, din seria aceea de videoclipuri în care citesc un document pe care l-am primit de la fratele Dan Belcean, un pastor de la Radio Unison. El mi-a trimis acel document, l-am citit și informații șocante în el, după cum ați văzut și în cele trei videoclipuri sau patru videoclipuri. Și... Fratele Chris Pop de la Sărăjării Cetății, îl găsiți și pe Telegram, îl găsiți pe Facebook, chiar și pe uh, WhatsApp. Deci, Chris Pop de la Sărăjării Cetății sau Ultimul Testament al Bisericii lui Hristos și el uh, spunea și în primăvară despre acest om și a scris și acum un articol uh, mai scurt. Eu sunt abonat uh, la pagina lui de Telegram și primesc uh, uh, postări sau. Uh, da, deci primesc notificări de fiecare dată când postează ceva. Și vreau să vă citesc ce spune el. Vă spuneam să țineți minte acest nume ciudat. Spuneam asta în primăvară. Cereți protecția sângelui Domnului Iisus Hristos peste voi și casele voastre înainte de a citi. Tată, cerem protecția ta divină peste noi, peste familiile noastre, soțiile noastre, peste copiii noștri, peste toți cei ce ascultă, peste toți cei apropiați, cerem protecția sângelui tău și protecția ta divină peste noi. Numele Lui Iisus. Amin. Yuval Noah Harari este un posibil precedent la funcția de anticrist? Întreabă el. Și mă explic. Acest om are și origine evreiești, deci poate fi, poate, fi iubit enorm de evrei și are și față de arabo-asirian. Și se aplică versetul din Daniel unde zice că nu va avea afinități pentru femei. Deci este hoha pericvent. Adică <laughs> îmi place în modul comic uh, al lui Crist de a scrie. Uh, adică îi plac bărbații, un bărbat care îi plac bărbații și scrie acest lucru în Daniel că nu va ține cont de plăcerile femeilor, deci anticrist nu va ține cont de plăcerile femeilor. Deci acest Yuval Noah Harari este și uh, iubitor de bărbați, nu iubește femeile sau nu ține cont de plăcerile femeilor, cum spune Daniel și practică o oră dimineața și o oră seara un fel de ocultism absurd. V-am spus în videoclipuri că el meditează o fel de meditație draconică, bineînțeles. Și face chestia asta de zi de zi. Și mai grav, sau mai nou, este și sfătuitorul tuturor liderilor guvernilor lumii. Inclusiv și a moșului Schwab, liderul globaliștilor. Să, ne fi, să se fi dat deja puterea fiarei, spune Chris. Și să nu știm noi tot ce este posibil. Nimic nu mă mai miră. Adică, Adevărul e că nimic nu ne mai miră. Război din colo, război din colo, cu tremur din colo, tehnologie, războaie, vești de războaie, molime, ciume, inteligență artificială, transumanism, nimic nu ne mai miră. Și sau urmează să se dea puterea fiare știind că Duhul lui Anticrist lucrează deja în lume? Iar acum îl simțim enorm de tare, cei ce au Duhul Sfânt al Dumnezeu simt acest lucru. Simțim, vedem, exact și ce spunea Pavel lui Timotei, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Dar faptul că anticrist ar putea fi printre noi, să fie acest lucru posibil, el spune, cred asta. El este și el manipulează, să zic așa, guvernele cum vrea el, dă ordine, gen, sfaturi, tuturor liderilor globaliști, lumii globaliste, el este pe ce scena lumii politice și publice de mult, dar că nu este încă relevat lumii ca fiind el lider del mondo sau un lider mondial. Uitați una dintre declarațiile lui recente, cum vă spuneam și în videoclipuri. Credința în Domnul Isus este fake news, adică este falsă, spune acest nebun. Iar credința în modificarea ființei umane și a face zei din oameni este adevărată, am încheiat citatul. Adică el mai zice, oamenii nu mai fac parte din viitorul planetei, spune Harari. Adică are dreptate aici într-un fel că, virgulă, creștinii născuți din nou nu mai fac parte din viitorul planetei în afară de mii de ani în care vom locui cu Hristos. Dar el vorbește despre altceva. Oamenii nu mai fac parte din viitorul planetei, spune Harari, purtător de cuvânt al globaliștilor. Toți cei care vor refuza transhumanismul vor fi eliminați prin orice mijloc sau prin orice mijloace. Interesant că, inclusiv toate animalele și făturile de pe Pământ, trebuie să fie modificate genetic și alinate sub controlul inteligenței artificiale. Tot mai mult ni se vorbește despre inteligență artificială, despre transhumanism, cum zicea și Elon Musk, nu zic că el e anticristul, deci stați liniștiți. Elon Musk spune că cei care nu vor avea chipul lui implantat în creier vor fi ca niște animale, pentru că acel îți va da niște puteri puteri de transhuman, adică te vei putea conecta la internet rapid, vei punea, putea cunoaște tot ce pe internet și așa mai departe. El este cea, cel ce vrea să reducă populația la șap, de la 7,5 milioane, miliarde la 500 de milioane, adică acest om uh, jival, Noah Harari, care este și evreu și Bill Gates vrea acest lucru și pe pietrele acelea care au fost montate în anii 1980, cred că am vorbit în primul videoclip despre ele, uh, prima poruncă din cele 10 porunci draconice satanice spunea reduceți sau mențineți populația la uh, sub 500 de milioane de uh, oameni. Exact ce citim în The Book of Jubilee și Book of Joshua, ce s-a întâmplat uh, în lumea din vremea lui Noe și a da, distrusă de Dumnezeu, când absolut toți oamenii și toate vietățile își pierduseră calea datorită încrucișărilor genetice și intervenției în ADN-ul lor primit da, la creație. Deci, vedeți că și pe vremea lui Noe asta s-a căutat, transhumanismul, de bineînțeles de Satan. Și din cauza aceasta, lui Dumnezeu, adică îngerii căzuți, s-au împreunat cu fetele oamenilor și au ieșit, n-au mai ieșit oameni, au ieșit niște uriași oameni și cu sămânță de demon sau ceva de genul. Și din cauza aceasta Dumnezeu a, a distrus aproape toți oamenii în afară de noi și cei care au fost cu el și familia lui, pe toți i-a distrus din cauza că sămânța omului a fost coruptă, nu a mai fost sămânță curată, a fost coruptă. Și văzând toate aceste lucruri, ne întrebăm cât de aproape ești tu, Doamne. Sau, cum mai spunea Pavel, știind toate aceste lucruri, ce fel de oameni trebuie să fim noi? Trăind și grăbind venirea Domnului, dar trăind în Sfințenie, grăbind venirea Domnului spunând altora despre Hristos. Dacă nu ținem cont de aceste lucruri și alergăm numai după lucruri pieritoare și numai acest lucru facem, este foarte, foarte grav și putem să rămânem mai jos pe pământ, putem să ne pierdem. Rămâneți cu Domnul, fiți binecuvântați. Shalom!